Vă salut! Astăzi vă voi prezenta realizarea monturii față în față. Montura față în față e o montură care tot timpul expune cele două vârfuri către exterior. Da? După cum se vede, ele tot timpul vor rămâne expuse către exterior. Pentru realizarea acestei monturi avem nevoie de două cârlige. În cazul nostru astăzi sunt Black Cat Mega Hook. Folosesc cârlige numărul 8x0 astăzi pentru detalii. Un antirăsucitor 65 de kg forță. Două bucățele de varniș 2 cm. Da? Varniș siliconic. O foarfecă și orice fel de lest pe care îl aveți în dotare. Eu am presetat pentru a merge mai repede clipul înaintașul cu lestul 130 de grame și cu stopărul de cauciuc pentru protecția nodului de la antirăsucitor. Să-i dăm drumul. Înaintașul îl introducem prin ochetul cârligului, creăm o buclă, da? Eu folosesc acest nod, da, matisez de 5-6 ori și am să vă spun și de ce folosesc acest nod. În cazul acestui nod, nu vom mai avea nevoie sau ne va fi mai ușor de legat cel de-al doilea cârlig, ne mai fi nevoie să trecem tot ansamblul printr-o buclă sau printr-un... Deja se vede înaintașul face probleme, e destul de strong. Acum vă voi arăta despre ce încercam să vă spun mai devreme. În momentul legării celui de-al doilea cârlig, nu vom mai fi nevoiți să trecem cu primul cârlig prin ochetul celui de-al doilea cârlig, ca și în cazul nodului fără nod. Nodul ăsta folosește doar o parte din fir, da? Doar un capăt, celălalt fiind lăsat pe loc. Da? Așa. Am uitat să introducem varnișul, dar nu este o problemă, îl introducem pe partea asta altă. Este un varniș care are la interior un diametru de 3 mm și ne va lăsa să-l introducem pe aici pentru protecția nodului, da? Îl tragem în sus. Realizăm ceea ce se numește față în față. Da? Cârligele sunt tot timpul expuse către exterior. Realizăm un nod 8. Aici. Da, nodul 8. Îl strângem. Legăm și antirăsucitorul, după care vom lega toată montura la înaintașul sau la linia principală de pe lansetă. Sfatul meu este să folosiți totuși și la plumb un fir înaintaș. Se știe că un plumb culisant, un plumb care nu este fix, în timp va dăuna firul. Îi va aduce
erodare. Și atunci un fir înaintaș va rezista mai mult. Asta este montura față în față, montura pe care o puteți încărca cu lipitori, scoici, râme, chiar și pe HV. Vă mulțumesc și dacă v-a plăcut, vă aștept la următorul episod în care vă voi prezenta o montură cu monofilament. Mulțumesc!